Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj nocturn în cadrul căruia a făcut o scurtă analiză a situației actuale, oferind și niște variante fericite în care lumea va ști că Rusia se află pe drumul către înfrângere. Victoria Ucrainei depinde în cea mai mare parte de Statele Unite ale Americii, dar și de momentul în care piloții ucraineni vor fi pregătiți să opereze aeronave noi și puternice. Liderul ucrainean a făcut referire cu regret și la poporul iranian, care se află pe partea întunecată a istoriei. Acest pas ne va permite să ne extindem capacitățile de apărare. Volodymyr Zelensky a participat la o ședință a statului major, acesta fiind prima dată după toate vizitele făcute de președinte în Europa, dar și în Japonia, acolo unde au fost luate decizii importante pentru viitorul Ucrainei. Volodymyr Zelensky susține că în momentul în care Ucraina va ajunge la capacitatea maximă de apărare, iar Rusia va resimți primul semnal al înfrângerii, este acela când țara sa va primi aeronave puternice care vor apăra cerul ucrainean de rachetele iraniene lansate zilnic de Rusia. În primul rând, asta privește Coaliția Aviației, o coaliție de avioane de luptă moderne pentru Ucraina. Facem totul pentru a reduce timpul până când acest rezultat este obținut, până când aeronave noi și puternice cu piloți ucraineni vor ieși pe cerul ucrainean. Este clar că acest pas global ne va permite să ne extindem capacitățile de apărare, pentru că doar cu aeronave puternice poate fi complet un sistem de apărare aeriană. Pe de altă parte, primul F-16 ucrainean va fi unul dintre cele mai puternice semnale din partea lumii către Rusia, va pierde din cauza propriei agresiuni, devenind mai slăbită și mai izolată. A subliniat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, relatează playtech.ro.